Suntem la Doza de Sănătate cu doamna doctor Laura Ene, medic nutriționist, și o rugăm să ne spună cum putem face să nu acumulăm kilograme în plus în această perioadă, mai ales cei care s-au străduit să slăbească sau poate să-și mențină greutatea până acum, cum traversează această perioadă plină de tentații și de mese festive. Cu siguranță că perioada sărbătorilor și mai ales a sărbătorilor acestea de Crăciun este o perioadă grea. Grea atât din punct de vedere alimentar, cât și eventual a repercusiunilor care ar putea să apară pe cântar sau, din păcate, chiar pe starea noastră de sănătate. Nu uitați că ieșim dintr-un post în care, desigur, eliminăm grăsimile și alimentele de origine animală, iar Crăciunul ne așteaptă cu multe lucruri pe care le poftim, le dorim, iar excesele sunt cele care, în general, ne pot veni de hac. Ca să nu facem excese, ideea ar fi să găsim formula moderației, să nu ne năpustim pe toate bunătățile de Crăciun la o singură masă și să avem un pic de atenție cu corpul nostru, să nu-i dăm să proceseze prea multă grăsime, prea mult dulce, deodată după un post prelungit. Așadar, desigur că nu o să ne uităm cum alții mănâncă, dar ar fi potrivit să alegem pentru fiecare masă în parte, cât un aliment în jurul căruia să ne construim masa. Aș propune cozonacul să rămână la micul dejun la o cafeluță, mai facem un pic de pauză, mai gustăm niște aperitive, câte puțin din fiecare, pentru că nu e așa. Și mâine mai e o zi, și mâine e a doua zi de Crăciun, sau poi mâine a treia zi de Crăciun. La masa de prânz ar fi foarte potrivit să alegem sarmalele, pentru că sunt un pic mai grele, iar seara eu personal aș recomanda friptura cu salată, fie de murături dacă nu avem probleme cu tensiunea, fie o salată verde pentru fibre, vitamine și minerale. Și în felul ăsta putem să acoperim toate plăcerile de Crăciun, fără să ne fie teamă nici de kilograme, nici de sănătate. Ceea ce este esențial este că nu interziceți nimic, doar e vorba de cantitate și de răsfirarea acestor alimente tradiționale pe tot parcursul unei zile, nu toate deodată, nu o masă de prânz cu 5 feluri, de exemplu. Asta este cheia. Nu restricțiile care pot conduce la frustrare, ci moderația. Întotdeauna am militat către moderație și nu către diete restrictive. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, chiar ne-ați dat vești bune!